României știe să-și pună în valoare una dintre cele mai importante resurse în domeniul securității, resursa umană. Modul în care ați pregătit misiunea înainte de plecare, cu minuțiozitate și nu lăsând niciun detaliu la voia întâmplării, a contribuit de asemenea la reușita misiunilor specifice, executate fie independent, fie în cooperare cu partenerii de coaliție, într-un teatru de operații periculos și deosebit de solicitant. În teatrul de operație ați acționat sub steagul NATO și împreună cu subunitățile aliate ați câștigat respectul aliaților noștri, alături de care ați luptat cu credință și onoare, umăr la umăr. Cele aproximativ 700 de misiuni desfășurate în area de responsabilitate, majoritatea alături de membrii forțelor de securitate și apărare afgane, au permis desfășurarea în bune condiții a activității de instruire a militarilor și polițiștilor afgani. Până la urmă, acesta este unul din obiectivele principale ale misiunii NATO Resolute Support. De asemenea, numeroasele întâlniri pe care le-ați avut cu reprezentanții autorităților locale au condus la o mai bună cunoaștere de către populația locală a scopului prezenței dumneavoastră în Afganistan, acela de sprijinire a reprezentanților guvernului afgan în consolidarea instituțiilor statului. Nu pot să nu vorbesc astăzi despre devotamentul și eroismul de care ați dat dovadă în misiunile de luptă, fapt pentru care ați primit aprecieri și distinții importante și din partea aliaților. Toate acestea reconfirmă angajamentul ferm al României alături de aliați în acțiune de sprijinire a autorităților afgane pentru a asigura un viitor mai bun și mai pașnic în Afganistan, departe de dezvoltarea terorismului și a extremismului violent. Este o datorie sfântă pentru fiecare dintre noi să dăm onorul solemn camarazilor noștri căzuți la datorie în teatrele de operații, precum și în misiunile desfășurate în țară și să omagem cu deosebit respect și recunoștință acest sacrificiu suprem. Astfel, aducem un pios omaj postului dumneavoastră coleg, sub locotenentul post-mortem Dragoș Traian Alexandrescu, căzut la datorie în data de 31 august 2008 și tuturor camarazilor din Armata României căzuți la datorie în misiune executate în teatrele de operații, sub culorile de apelului național. De asemenea, nu putem uita sacrificiul camarazilor dumneavoastră, sub locotenenții post-mortem Petre Cristian Toader, Mihai Ionuț Toma și George Emilian Catan, căzut la datorie în timpul executării unei misiuni pe teritoriul național. Sacrificiul și devotamentul lor nu vor fi uitate niciodată. Dragi militari, doresc să adresez un gând bun și familiilor dumneavoastră. Să le mulțumesc pentru efortul, susținerea morală și pentru înțelegerea pe care au dat dovadă în această perioadă în care dumneavoastră ați fost plecați departe de țară pentru a vă îndeplini misiunile încredințate. Vă doresc să vă bucurați de o bine meritată perioadă de recuperare alături de cei dragi și să duceți la bun sfârșit misiunea la fel de importantă de a vă îndeplini gândurile și aspirațiile dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată pentru curajul, devotamentul și profesionalismul dovedite pe timpul desfășurării misiunii în Afganistan. Vă doresc mult succes în continuare, împliniri profesionale și personale, sănătate și bucurii alături de toți cei dragi. Așa să ne ajute Dumnezeu. Urmează realizarea dispozitivului de defilare și defilarea batalionului Protecția Forței Vulturii Carpatice.
Ministerului Transportului Grupului Transportului. Protecția Poștei, comandată de capitan Gianu Florian. Compania 3, Protecția Poștei, comandată de capitan Chiriac Iulian. Compania 4, Protecția Poștei, comandată de major Pica Giorgi. Plutonul Sprijin, comandat de la Bucănești, Rus Rostar. E extraordinar de fericită pentru noi, pentru că am avut posibilitatea să participăm la ceremonialul de revenire acasă a Batalionului 30 Protecția Forței Vulturii Carpaților, după o misiune îndeplinită cu succes în Afganistan. Batalionul nu este la prima misiune, avem aici militari, aș spune, cu toată încrederea veteranei teatrelor de operații, oameni care știu ce înseamnă să slujești sub drapel și să-ți faci datoria fără niciun fel de reținere, oameni care au arătat, dacă mai era nevoie, încă o dată faptul că Armata României își îndeplinește cu cinste misiunile asumate în calitate de țară membră a Alianței Nord-Atlantice. Atunci când, în urmă cu mai bine de 7 luni, le solicitam să vină cu toții acasă,
Le-am urat să își facă pe de o parte datoria cu succes, dar pe de altă parte să nu uite că acasă îi așteaptă familiile, că acasă îi așteptăm cu toții și că trebuie să vină cu toții cu bine. Și lucrul acesta s-a întâmplat, nu poate fi o zi mai frumoasă decât aceea în care după prezența solemnă constatăm că efectivele sunt complete și că toți colegii noștri sunt în siguranță acasă. În altă ordine de idei, e o zi în care nu putem să nu ne gândim la cei care au căzut sub drapel, la toți cei 29 de eroi armatei române căzuți la datorie în teatre de operații. Desigur, ne gândim aici și la cei căzuți în teatre de operații făcând parte din această unitate. Sunt lucruri dureroase, lucruri care ne marchează, dar lucruri care vorbesc despre faptul că, încă o dată, militarul român știe să facă datorie indiferent de condiții, uneori iată cu prețul vieții. Nu pot decât să le doresc o perioadă de recuperare cât mai ușoară și după aceea să intre din nou în dispozitiv pentru îndeplinirea misiunilor pe care le-au de îndeplinit în continuare. Totodată mă gândesc cu foarte mult afecțiune la militarii noștri prezenți acum în teatrele de operații. Sunt oameni care își fac datoria și care își servesc patria departe de casă și la ei ne gândim în fiecare zi și sperăm să îi revedem cu bine acasă cât de curând. Mulțumesc! Este a doua vizită pe care dumneavoastră, care nu stau la părările cu efectuați, cu ce mesaj vă puteți merge? Mesajul este unul cât se poate de clar. Acela că România, repet, este un partener al Alianței Nord-Atlantice extrem de solid, de credibil, cu un mesaj față de partenerul nostru strategic, Statele Unite ale Americii, că ne vom continua să ne îndeplinim obligațiile asumate în cadrul parteneriatului strategic, dar și în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Vom avea o agendă bogată, ne întâlnim cu secretarul apărării James Mattis și sunt absolut convins că vor fi foarte multe lucruri importante pe care le vom discuta, le vom analiza, pentru că împreună, alături de partenerul nostru strategic, dar și de ceilalți parteneri din Alianță, am reușit, zic eu, să atingem obiective foarte importante pentru Armata României și pentru țară. Summitul NATO, dacă vreți, vorbind de la sine, prin rezultatele pe care România le-a obținut în cadrul summitului, pe de-o parte un comandament de corp de armată, pe partea cealaltă discuția extrem de importantă pe situația complexă de la Marea Neagră. Faptul că, iată, ne vedem a doua oară în formatul acesta al unei vizite oficiale în Statele Unite, vorbește de la sine despre relația foarte bună pe care o avem cu partenerul nostru strategic. Vom reitera totodată invitația pentru secretarul apărării James Mattis de a ne vizita și promisiunile sunt că fie sfârșit de ianuarie, fie început de februarie, secretarul apărării din Statele Unite va face o vizită oficială în România. Ancheta privind accidentul de anul trecut de la Valea Urdicați, i-ați reamintit pe cei trei care au căzut. În ianuarie a spus că ancheta e în desfășurare. S-a mai întâmplat ceva? Răspunsul meu îl știți și este invariabil același. Nu Armata României face această anchetă. Este o anchetă în desfășurare. Cu toții așteptăm rezultatul acestei anchete. E o procedură pe care eu nu o pot comenta, nu pot decât ca și dumneavoastră să-mi doresc să se finalizeze și să vedem care au fost rezultatele acestei anchete. Domnule ministru, au fost 8 militari în misiunea care s-a terminat. Cum îi ajutați să se recupereze fizic și psihic? Vreau să vă spun că încă din momentul în care s-a întâmplat acest incident în Afganistan, am fost alături de colegii noștri, de militarii noștri. Ne-am bucurat cu toții să vedem că lucrurile n-au fost într-atât de grave încât să avem alt tip de eveniment. De altminteri ați văzut că s-au și întors în activitate în foarte scurt timp după aceea. Cu excepția unui singur coleg care a trebuit să fie extras din teatrul de operații și care și în prezent efectuează recuperare pentru a se recupera după această perioadă extrem de dificilă. În altă ordine de idei, vreau să vă spun că nu suntem nici de cum desprinși de ideea că odată ce ai trecut printr-un astfel de eveniment, rănile nu sunt doar fizice. Și prin urmare, împreună cu colegii psihologi, lucrăm
alături de militarii noștri, pentru a putea să avem, repet, o perioadă de recuperare foarte, foarte serioasă. De altminteri, asta și spuneam, că militarii noștri intră într-o perioadă de recuperare în acest moment, pentru a putea să fi revenit cu bine cu totul acasă. Care este stadiul proiectului care vizează angajarea de psihologi din sursă externă și cel al centrului pentru traumă? Tocmai am semnat ordinul pentru înființarea acestui centru. În ceea ce privește colegii psihologi, suntem în plină desfășurare cu procedurile pentru încadrarea posturilor vacante de psiholog. Vă reamintesc că Guvernul României a aprobat la începutul acestui an 6400 de posturi pentru Armata României, dintre care erau 60 de posturi pentru psihologi. Procedura este în plină desfășurare, sperăm ca până la finalul să putem să încadrăm acești colegi. De altă parte, cred că vestea bună este aceea că suntem în plină desfășurare cu o procedură prin care să chemăm în armată psihologii civili care desigur doresc să facă lucrul acesta și care desigur îndeplinesc condițiile legale pentru a putea veni în armată ca militar activ. Ne puteți da mai multe detalii despre centru, unde va fi, ce capacitate va avea? Vom face desigur o conferință de presă în momentul în care finalizăm toată procedura aceasta administrativă și vă vom prezenta în detaliu întreaga concepție. În zilele trecute în spațiul public a apărut o scrisoare prin care se cere demisia domnului Liviu Dragnea. Suntem totuși într-o unitate militară. Niciodată nu o să mă auziți făcând politică alături de colegii militari. Eu cred că important este să-i celebrăm pe colegii în cărți din teatru astăzi și nu să facem politică. Un mesaj scurt pentru cei veniți astăzi și pentru cei care iau un loc în următoarele. Pentru cei veniți acasă, repet, e o zi de mare bucurie pentru noi. Sunt extrem de mândru, extrem de onorat că am putut să le fiu astăzi alături. Aceștia sunt veterani ai Armatei Române deja, sunt oameni cu experiență extraordinară, oameni care au demonstrat încă o dată că România este un aliat de nădejde. Sunt ambasadorii noștri cei mai buni. În ceea ce îi privește pe cei plecați în teatru, în primul rând mă gândesc la ei, la militari, și îmi doresc să revină cu bine acasă, cu misiunea îndeplinită. În al doilea rând mă gândesc la familiile lor rămase acasă și vreau să-i asigur pe cei rămași acasă că suntem alături de ei și că în orice situație suntem pregătiți să intervenim pentru a-i sprijini, astfel încât cei plecați departe de casă să poată să-și desfășoare misiunea în cele mai bune condiții. Your Excellency, another mission accomplished for the Romanian soldiers. Yes. A message for the Romanian armed forces and for the Romanian people also, please. I'm very grateful, honored to be able to represent the United States this morning and to welcome home the members of the 30th Mountain Battalion who served so bravely in Afghanistan over the last 9 months. The United States has been grateful for the partnership of Romania in Afghanistan since June of 2002, when the first Romanian troops arrived in Afghanistan. The United States military has the highest respect for the military skills, the courage, and the commitment of the Romanian soldier, and have been honored to fight side by side with them in Afghanistan, Iraq, and elsewhere. I was also very grateful to learn that all members of the 30th Mountain Battalion returned and were present here this morning, despite the serious incident that occurred in April. You know, if you look at the boots of the soldiers this morning, you could probably still find some dust of Kandahar on them. But soon they'll be replaced with the rich, dark soil of Romania, to the joy and relief and gratitude of their loved ones, the Romanian people, and then also of the United States. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.